Victoria, da? Nu vrei tu să ieși un pic afară? Sigur că da. Haide, ia un băiat frumos. Super, nu neapărat frumos, ia un băiat cu tine. Am nevoie de un băiat? Da, haide, aș vrea un voluntar să meargă cu Vicky. Cine vine afară cu mine? Ca să se asigure că n-aude ce vorbim noi aici. Pentru că e important ca ea să nu audă pentru următoarea probă. Nimeni nu vrea să vină cu mine. Oh, uite, l-avem aici pe Alex, care vrea să vină. Bine ai venit, uite, Alex, din nou la show-ul nostru. Mă duc cu doi băieți, pot să mă duc cu doi băieți? Da, du-te, du-te, du-te. Numai să o aduceți înapoi, vă rog eu mult, adică e... Gata, stai, stai. Îmi dai un bip dacă nu ești safe, da? Da. Bine, n-am telefonul la mine, dar... ați ieșit? Auzi? Nu mai am. Următorul joc se numește interviu de angajare și o să alegem pentru Vicky o meserie pe care ea nu o cunoaște. O meserie total neobișnuită. Probat! Mecanică locomotivă. Wow! Bine, o să iau cămătar, dar o să mai folosim. Le țineți minte și vă mai întreb chestii pe parcursul spectacolului și o să le folosim. Bun, ce se întâmplă? O să se întâmple că ea vine să se angajeze pentru postul de cămătar. Se aducă baronare pentru... Adică ea nu știe, evident că nu știe. Și o să vedem cum se desfășoară interviul. Aș dorește mult să ia acest job. Bun, hai să o strig înapoi. Vicky! Victoria Raileanu! Da? Da? Vino! Haide! Bun, și până vine Vicky înapoi, cu cei doi bărbați și feți frumoși, o să dăm și startul probei ca să urce direct în spectacol. Practic, eu trupa și voi ele și vă mulțumesc mult că sunteți așa de mișto. Trupa? Yeah! Mă scuzați! Pardon! Bună ziua! Bună, bună ziua! Bine m-am găsit, pot să mă așez? Bună ziua! Cum te numești? Veronica, mă numesc Veronica Haralambie, dacă îmi permiteți. Ok. Da. Am 18 ani, astăzi am împlinit. Sunt foarte fericită din cauza asta. Tinerică, tinerică! Da, foarte tinerică, foarte tinerică. Așa îmi zice și bunicul. Da. Am emoții. Pot să vă povestesc? Trebuie să te calmezi. Da, m-am calmat. Sunt foarte calmă, gata. Bun. De ce vrei să te angajezi? Pentru că mama nu mă mai ține acasă și pentru că a zis că dacă nu iau jobul ăsta, nu o să mai da să mănânc. Vrei și... să o rezolvăm pe maică ta? Păi nu, că tata o rezolvă pe mama și... Ok. Da, și da, eu vreau să pot să locuiesc în continuare cu părinții mei și să-mi facă mami în continuare mămăliguță cu brânză și cu smântână. Sau și... nu. Sau da. Dacă se poate. Da. Și v-am adus și un CV. Am aici în rucsăcelul meu cu prințese. E pe hârtie roz. Poftiți? Mersi. Da. Bun. Da. Da. Am 18 ani, v-am spus? Un pic brațele alea. Ai de capul tău, da. Mai bine mai stai o perioadă acasă să-ți mai dea maică ta de mâncare. Nu, că nu mai dă dacă mă duc acasă. Știți, eu trebuie să iau neapărat jobul ăsta. Bun. Îți plac banii? Banii? Da. E, așa, cât primesc de la mami în fiecare zi câte 5 lei. Îmi sunt de ajuns, că îmi iau un corn și un iaurt. Și nu te simți neîndreptățită când îți dă doar 5 lei? Păi nu, că mi-a crescut, că luna trecută îmi dădea 4 și acum am de 5. Și bun, mi se pare foarte generos din partea ei. Ce părere ai despre datorii? Am avut odată o datorie la mami, când ea mi-a luat ceva și eu a trebuit să-i dau banii înapoi și am strâns 21 de lei și i-am dat pe toți. Bun. Da, i-am... Ție ți-a fost vreodată cineva dator? Nu. Bun. Mi-a fost niciodată dator. Bun. Pentru că am cerut banii când am dat câte 50 de bani, i-am cerut înapoi. Cu câți bani ai umblat maxim la tine? 10 lei. Că mi-am ținut banii de cu o zi înainte. M-am ținut să nu mănânc ca să mănânc mămăliguță cu brânză și cu smântână acasă. Și a doua zi am avut 10 lei. 5 cu 5, okay. 10. Rucsăcelul ăla cu prințese poate să rămână pentru că e bun. Așa, da. Nu trezește suspiciuni. Îl am din clasa a doua.
Cu armele te descurci? Mamă, păi am o pușcă acasă, e de la frate meu, că am un frate mic, și face... Bine, eu fac așa, că s-a stricat bateria, s-a terminat bateria, și de fiecare dată când mă joc cu ea, cu frate meu, fac... Înainte făcea... Avea și luminițe... Cu bâta te descurci? Cu bâta? Păi când... Nu, cu ăla, bat covoarele, că mă mai pune mami să bat covoarele când mă pedepsește. Și ce zice după ce le bați? E mulțumită sau nu prea? Bat bine covoarele, le bat bine, da, da. M-a pus mami odată să mai bat odată covorul, că nu l-am bătut bine, pentru că, sincer, când am ieșit afară să bat covorul, erau prietenii mei și se ce jucă... faci când te trezești în mijlocul mai multor oameni furioși? A, păi da, eu sunt așa foarte veselă de obicei și bale mai cânt un cântecel. Perfect. Da, da. Vorbești mult, perfect, da, cedează oamenii la asta, cedează nervii repede. Da. S-a mai întâmplat uneori, îmi spune tata, taci. Da. Bun, crezi că știi să iei oamenii prin surprindere? Mamă, știi cum? Pa-bam! Așa știu să fac, când ajung acasă deschid și fac mami! Când am făcut asta prima dată, mi-a tras o palmă, că s-a speriat cadra. Dar cum reacționezi la violență? Adică reziști? Am început să plâng, am zis, mami, de ce dai? Și după aia m-am cumințit imediat. Te-ai cumințit, deci nu te înfuri, nu-ți vine să dai înapoi. Nu, n-am. Trebuie să lucrezi aici, nu e bine. N-am simțit niciodată asta. Dar când, da, când mă simt supărată, mă duc la mine în cameră și vorbesc cu... Am două broscuțe testoase și vorbesc cu el, le mai cânt. Asta faci acasă, în timpul liber. La muncă n-avem timp de... Vreau să vă mai arăt un dansuleț. Acum eu am venit pregătită cu un dansuleț, că nu... Uite, ia bâta asta în mână în timp ce faci dansulețul. Ia să văd. Pic. Și imaginează-ți că acolo e un covor, dacă ar arată ca un bărbat cu... ceafa lată și umerii foarte lați, de 1,85 m. Dar de ce să dau în el? Aole. Poate-l doare. Trebuie să-l doară. Trebuie să-l doară ca să-și aducă aminte la timp. A. Na. Bun, și stop! Trebuie să zic... În primul... A luat postul? Nu. Pentru ce voiai să te angajezi, Vicky? Că mă tar? Da! Da! Bravo, ai ghicit! Bravo, mie! Nice, bun. Dacă ar fi așa că mă tari, m-aș împrumuta și eu de niște bani.